Doamna Dăncilă, cum comentați faptul că sunteți prima președinte femeie din România? Stimabile puritători de dialog, afirmațiile cum că eu am obținut doar 54% dintre voturi și ubicuitatea acestei situații mă obligă să constat o impertinență din partea dumneavoastră. Asistăm așadar la o uzurpațiune morală a societății produsă de însuși statul paralel. Acele cetățeni de etnie neamță care susține că m-ar fi surclasat în secția de votare, dorește fracționarea noastră ca și partid. Această exacerbare neverosibilă a tonului dumnealui mă face să constat cu stupoare și dezgust inepția domnului. Adică e bou. Trandafir. PSD. Ulei. Vai, ce coșmar am avut! Ce s-a întâmplat, dragă mea? Am avut un coșmaruri. Ce coșmaruri ai avut? Am visat că eram președinta României. Păi ăsta nu-i coșmarul tău, ăsta e coșmarul țării. Stai că mai urmează. Se făcea că eram președinta României și eram deșteaptă. Stai liniștită, draga mea. Nu o să se întâmple asta prea curând. Crede-mă, vine apocalipsa până îți devii tu deșteaptă. Păi stai! Și dacă vine apocalipsa asta, nu o să vrea să candideze și ea la președinție?